Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la High School 101. 2-3 oameni care se uită la videoclipul acesta s-au uitat și la vechiul videoclip 2015-2016. Cred că eram pe la liceu, da, dacă nu mă înșel. Eram la Maieu, vară, mă durea la bască de viață și ne jucam aici. Țin minte că v-a plăcut mult de tot videoclipul acela și acum că ne-am carantinat puțin și nu prea mai mergem la școală, mă rog, online, dar nu fizic. Și cred că e relatable jocul acesta, adică ați experimentat și voi în viața voastră. V-ați jucat toată seara la calculator ca niște gameri adevărați, apoi veniți la școală și profesorul zice următoarea chestie pe care toată lumea o urăște. De nicăieri scoateți o foaie de hârtie, da? Deci de nicăieri anunța asta, bum, mare surpriză, tu panicat, n-ai învățat nimic, ce te faci, bradere, că dacă e doi la testul ăsta, mami, îți taie netul, ia tableta, telefonul, ăla, prelungitorul de la calculator, ăla de alimentare, ia tot. Bun, așa că trebuie să iei o notă mare. Însă, jocul acesta, sau în jocul acesta, nu doar tu trebuie să iei o notă mare, ci toată clasa, adică funcționați ca un tot unitar, ca niște, ca un grup, ca o comunitate, fiți atenți, dăm start. Și am să-l jucăm așa ca de, nu știu, de nostalgie puțin pentru mine și câțiva dintre voi. Ideea e că în clasa aceasta, ca în orice clasă din viața reală, există tocilarul, care rupe cartea în două. Ei, tocilarul acesta este mereu pregătit cu lecția la zi, știe tot. Deci dacă pică test, easy, nu-l interesează. Bun, tocilarul acesta știe să facă testul de nota 10. Însă misiunea noastră este să luăm informațiile de la tocilar, răspunsurile corecte și să le dăm tuturor. Ok? Deci, nu mai știu exact cum se joacă, dar le dăm seama imediat. Ăsta e profesorul și avem la minut... Avem la dispoziție 2 minute, deci e un test rapid. E un test rapid pentru lecția de astăzi. Bum, 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 nota 2, cine nu știe. Și vedem pe foile lor că scrie fail. Fail, fail, fail. Ăsta e singur aici. Și ăsta poate să caute pe telefon. Și noi o să-i zicem: Ilie, îl șoptim: Ilie, cheamă proful. Nu, profesor, nu știu aici. Bum, ăsta caută pe telefon, repede. De pe telefon, de pe telefon, de pe... Am găsit. Și acum, cumva, ăsta șoptește. A, ne prinde! Oh my god, trebuie să ne prindă. Ia șoptit lui Ilie. Ăsta e șoptește în spate. Bun, 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 bun. Ăsta e șoptește stuia. Și e trecat și trecut testul. Yeah. Și acum? Ăsta trebuie să trimită un avion de hârtie, că n-are cum să-i șoptească ulea la distanța aia așa mare. Avion de hârtie! Repede! Oh, să-l întors nota 10 la test! Gata, mă, ăla a fost. Deci e un test mai ușor ăsta, cu niște răspunsuri, pui A, B, C, D, aia a fost, e grilă, practic. Și se pare că m-am înșelat, deci nu e un tocilar, deci poți să copiez de pe telefon. Îmi bubuie în urechi jocul ăsta. Deci credeam că e un tocilar care știe deja și de la restul, dar se pare că nu. Deci nimeni din clasă n-a învățat. What? Next level. Devine mai greu. Aia e toată chestia. Și trebuie să știi cum manageriezi toată situația. Deci văd că ăsta e șeful care copiază. Îi dă repede pe telefon. Da, 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 e pe Facebook, aha, aha, băieți, adică și-o nevoie de ajutor, pe niște grupuri de WhatsApp, ataiete, de repede în spate. Cum nu l-a văzut? What do you mean? Ok, ăsta trebuie să... Whisper. Nu! L-a prins! Vine, n-ai bătă nebune! Nu, da, profesor, n-a vrut, iertați-mă! L-a dat afară de test! Oh my god! Și nu știu dacă avem... Cred că suntem terminați aici. Flip! A, ăsta poate căuta pe... Ok. Bun, 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 bun. Ăsta întoarce tot... Cum a văzut? Fail! Vreau din nou! Cannot transfer anymore answers. Deci sunt 2-3 în clasă care pot copia de pe telefon și restul trebuie să primească răspunsul. Am înțeles. Vom începe de aici. Domn profesor? Ăsta i-a dat repede pe telefon. I-a dat repede pe telefon. Șoptește lui Ilie. Șoptește lui Dani. Aici e perfect, perfect. Deci ăștia toți au luat nota 10. Bun, trebuie să trimitem cumva... nu avem cum să mai trimitem... Păi ăștia nu mai pot face nimic. Whisper, cui? Ai, șoptește ăstuia. Domn profesor! Ok, trimitem informația. Bun, 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 bun. Și ăsta trimite un avion de hârtie aici.
Hai că nu vede proful, că habar n-are. Ăsta s-a enervat. Bun că mi-ai spus ciorul el de test! Că n-am învățat nimic azi noapte, că m-am jucat Among Us. O, l-a rupt profesorul pe picior. Banana! Banana! A, dar l-am sacrificat. Domn profesor, nu știu ce scrie aici, ajutați-mă. Bun, 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 bun. Și cine nu are la test, că nu înțeleg? Ăsta oare? Nu văd foaia. Nu! L-a prins! Oh my god, credeam că se întoarce. Ok, cred că ăsta mai e. Și pe partea asta nu mai poți să-i... Gata, ăștia sunt toți. 3 secunde mai avem, ne-am văzut. Bă, ne-am sacrificat doi băieți ca să treacă restul. N-am crezut că dacă ridică masa, moare de tot. Genul de afară. Average, 9 din 11, ok. Îmi place ideea asta de joc, de ce nu mai fac oare băieții? Că este foarte vechi jocul. Bun, aici sunt doi profesori, deja e dificilă treaba. Ați dat vreodată un test la școală cu doi profesori? Da sau nu în comentarii. Da, Rafael. Bun, pe telefon. Trebuie să vedem prima dată care e cu telefoanele. Stai pe telefon. L-a văzut! Nu! L-a dat direct afară! Gigi! Bun, 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 bun. Faza e că sunt doi profesori, mă, e dificil. Ăsta trebuie să șoptească. Mamă, l-am văzut și acolo, am crezut că se duc amândoi, de ce am crezut asta? Banana! Mamă, e greu, ăsta trebuie să-l refacem, trebuie să-l refacem, că am dat cam fail. Trimite-l! L-am văzut! Nu! Bă, cum l-am văzut? Bine că, mă, normal vede avionul, știi, dar nu era în raza aia. Ha, ha, se ridică toți mesele. Papa banana. Papa banana. Bă, cum dau restart? Bă, bag piciorul ăla de test. Deja devine insane. Deja ăștia cu săgețile verzi sunt băieții. Aute-i, direct pe ele, ești nebun? Deci care e tricou cu Dota, cu ce are? Bun, 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 bun. Și acum l-avem pe ăsta, care trebuie să-l trimită în colț aici. Hu, du-te! Hu, nu, cum le prea? Bă, cât timpul trebuie, bă? Îl lăsa sacrificat, ești nebun. La rupă picior. La rupă picior. Papă banana. Ok, ne trebuie unul să ridice mâna, dar ce să mai ridice? Aici, aici, aici. Bun. Ăsta nu are testul făcut, dar nu prea am timp. Ăsta nu are testul făcut. Da, 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 dei. Ăsta nu are testul făcut, ok. Ăsta din față nu-l are și mai e ăla de acolo, din dreapta. Dă-i, 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 mai avem câteva secundele. Mă, n-am ce să le fac, Grayson. Nu știu dacă ne-a ieșit prea bine. Nu cred că ne-a ieșit prea bine, boys, am încercat, dar am sacrificat câțiva. 10 din 13. Decent, ai zice eu. Decent, decent, decent. Hai next level. Nu uitați un mic like acolo dacă vă place joaca asta nebună. Deci avem din nou un singur profesor. Ce ai, mă, că într-un profesor e ușor. Deja ni l-a prins pe ăla. Deja ni l-a prins pe frățiorul. Deci ne trebuie ăstuia trebuie să-i șoptească. Hai să ridici ăsta mâna de aici. Domn profesor, a nevoie de ajutor. Dă-i, 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 dă-i. Așa. La rupă picior. Aoleu! Retry, retry. Avem mai mulți studenți de data asta, se pare. Bun, bun, bun. Hai cu telefonul ăla. Colegul.
Perfect. Și acum noi trebuie să trimitem răspunsul acolo. Dă-l! Cum am văzut? Da, mă, deci să fie cumva cu spatele. Degeaba, adică eu am crezut că dacă nu e în raza aia lui, nu-l ia, dar-l ia. Bun, deci ideea e că ăsta cu telefonul trebuie să fie ori în stânga, ori în dreapta. Uite cum e acum, e perfect, e perfect. De ce? Că îi dau raise hand, raise hand și dau search. Cum? Oh my. Deci la nivelul ăsta e chiar... Bă, nu pot să trec, deci nu am timp destul. Deci nu pot să trec sub nicio formă, come on! Ok, hai să trebuie să facem speedrun, aia e chestia. Dă-i repede, dă-i repede. Ăsta trebuie să trimită tocmai... Nu! Ah, ce prostie am făcut, nu v-am vrut să dau click drept aici. Perfect, mă, perfect. Asta poate să dea whisper. Asta va da whisper de aici. Ok, ok, ok. Asta va da whisper în spate. Ok, asta va da whisper aici. Ok. Asta trebuie să dea whisper așa. Aha, la acolo trebuie să dea. De-i colegului. Asta trebuie să dea whisper aici. Ok. Asta așa. A, l-a ars. Papa banana. Papa banana. Asta aici, come on. Nu am timp! Nu am timp! E range-ul prea mare și n-ai timp cum să te mobilizezi! Come on! No! Trebuie că peste jumătate! Perfect, perfect, perfect! Stai lângă mine! Dei, 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 dei! Ok, raise hand! Ba, piciorul în el de test! Limitem aici! Let's go! A primit, a primit, a primit. Bun, ăsta poate da whisper. Ăsta poate da whisper aici. Cum, cum, mă, băi, n-are sens, mă, n-are logică. Circulul e prea mare, mă, e prea mare. Merge? Bă, îngrijit jocul, ce am făcut? Nu s-au blocat ăștia. S-a stricat jocul, what? Bă, s-a stricat jocul! LOL! Lolikens! S-au stricat nebunii! Trece toată lumea! Au profesorii pareză, ce naiba au? Toată lumea trece! Acel moment când profite ăla să copiezi! Te vezi cât de insane e levelul ăsta? Gen, nici dacă stau pe loc n-am cum să trec, e prea puțin timp! Ia! 15, cum e fair? Bă! Nici dacă stau pe loc n-am cum! Deci îmi trebuie cumva, pe fiecare rând îmi trebuie câte un om și în același timp toți trei să șoptească, altfel n-am cum. Începem așa. Ăsta caută repede răspunsul. Îi dă frumos. Dă frumos mai departe. Ăsta trece pe rândul celălalt. Ăsta trece aici. A colegul. Care mă ăla cu avionul de hârtie? Ăsta e, ăsta e, ok. Ăsta are două acțiuni cu avionul de hârtie. Bun, 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 bun.
Și acum, raise hand. Trimitem răspunsul în față. Ok. Raise hand. Vorbească cu proful. Cât timp ăștia copiază. Copiază de rubă, băieții. Raise hand. Hai. Și ăsta aici trebuie cumva... Trebuie să-i dea un paper plane, dar n-are unde. Am un raise hand. Trimite-mi în față, ești nebun. N-am timp! Nu e timp destul să le fac pe toate! God damn it! Am încercat, cred că mă chinui de vreo peste 30 de minute aici, dar nu îmi iese. Cred că jocul vrea până în punctul ăsta să fie, pentru că este foarte, foarte dificil să faci toate numerele astea. Adică, ați văzut, și cu ei când stăteau pe loc, tot nu reușeam, pentru că... Cred că până aici vrea jocul să fie, sau poate mai e un nivel maxim și vrea să-l facă extrem de greu, însă... Este distractiv, n-am de ce să zic nu, mi-ar plăcea să văd mai multe jocuri în genul acesta pe Steam, aș vrea să lansări noi, pentru că ideea nu era pentru un joc, dar dacă v-a plăcut episodul și ce aveți de făcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare, pa, pa!